Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă povestesc despre câteva parfumuri absolut minunate care au intrat în colecția mea în ultima perioadă. Însă, înainte de toate, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Împărtășiți și cu prietenii voștri, nu uitați să lăsați un like. Dacă doriți să susțineți acest canal, alăturați-vă, aveți acolo 4 tipuri de abonament. Orice tip de abonament ați alege, aveți același conținut suplimentar. Și pe mine mă găsiți și pe Instagram, în cazul în care doriți să mă urmăriți și acolo. Da, știu că este un intro plictisitor, dar trebuie să fac asta pentru că acest canal, ca să meargă înainte, are nevoie de voi și de susținerea voastră. În plus, mă motivează și pe mine să merg înainte. Haideți să trecem la parfumuri, pentru că știu că de asta sunteți aici. Și vreau să încep cu un parfum pe care l-am recumpărat. Ta-ram! Este vorba despre La Vie Belle, parfumul acela pe care îl cunoaște toată lumea, parfumul acela dulce, parfumul acela foarte iubit, dar pe de altă parte detestat de alții, să zic așa, cumva ori îl iubești, ori îl urăști. Dar mie îmi place și mie îmi plac toate parfumurile La Vie Belle, după cum v-am spus, este un parfum dulce. Un parfum dulce cu o bază cu pralină, patchouli, tonka, avem și un iris frumos, avem și fructe. Nici nu vreau să insist prea mult cu parfumul acesta pentru că îl știți, toată lumea îl știe, dar da, este un parfum pe care l-am folosit mult timp, am avut o sticlă mare, apoi am luat o pauză de câțiva ani și acum a venit din nou în colecție. Bine, în această pauză am mai folosit și flancări ale acestui parfum, știți că mai am în colecție. Îmi plac, îmi place foarte mult acela cu alune, care este discontinuat, din păcate, dar și acolo am simțit ADN-ul acestui original. Este un parfum frumos, ce să zic, un parfum dulce și feminin și chiar sunt curioasă dacă și voi îl aveți în colecție, dacă îl mai iubiți, dacă nu cumva l-ați uitat. Haideți să trecem mai departe. Trecem la următorul parfum care a fost lansat în 1999, din nou un parfum foarte cunoscut și foarte iubit, dar pe care eu nu l-am testat până acum. Este vorba despre un parfum de la Chanel, un parfum plin de fructe, citrice, vanilie și flori. Trebuie să vă spun că prima dată când l-am mirosit m-a dus cu gândul la Michael Kors Sexy Amber. Seamănă, are ceva de acolo, dar este diferit totodată. Acest aliur are un miros de flori, o piersică foarte plăcută, o bază florală cărnoasă, nu știu de la ce vine aroma asta, exact aroma asta mă duce cu gândul și la Sexy Amber. Poate acea iasomie, florile albe, nu-mi dau seama. Mă uit imediat pe note. Avem piersică, vanilie, mandarină, iasomie, bergamot, magnolie, cedru, floare de portocal, vetiver, trandafir, bujor și lotus. Mi se pare foarte potrivit acum primăvara, foarte potrivit. Da. Are ceva în comun cu Sexy Amber, dar este total diferit totodată și îmi place mai mult acesta. Sexy Amber se usucă ciudățel așa. Cred că o să renunț la acela din colecție. De fapt, o să renunț la mai multe parfumuri pentru că este și cazul. Dacă tot descoper altele și vin altele în colecția mea, o să mai renunț la alte parfumuri. Aliur îmi place, este un parfum frumos, chiar eram curioasă despre acest parfum, l-am tot văzut. Miroase foarte bine, este un parfum elegant, are ADN-ul acela Chanel, îl regăsesc în parfumurile de la Chanel. Și mi se pare așa foarte sexy, foarte elegant. Un parfum foarte frumos, dacă despre La Vie Belle nu v-am spus prea multe pentru că știu că îl cunoașteți, dar și eu îl cunosc foarte bine.
Știu cum se dezvoltă, știu absolut tot despre el, îl cunosc foarte bine. Nu pot să spun asta despre Allure și despre următoarele parfumuri pe care o să le vedeți, așa că acesta fiind un haul, sunt așa cam primele impresii. Allure îmi place, pot să zic că îmi place, l-am mai folosit eu o singură dată și mi-am făcut așa o idee despre el, dar o să mai revin cu impresii. E frumos, e frumos. Dacă Allure a fost lansat în 1999, următorul parfum a fost lansat în 1990 și este vorba despre Eau de Soir de la Sisley. Eu am mai avut în colecția mea și încă am în colecție parfumuri în genul acesta, parfumuri pământile, mnoase, condimentate și v-am zis că multe au plecat din colecția mea pentru că nu este chiar genul meu de parfum. Însă simt nevoia să folosesc și astfel de parfumuri și acesta va rămâne în colecția mea. Îmi place foarte mult și sticla. Este o sticlă foarte, foarte frumoasă. Și chiar dacă are izul acela pământiu, are și un iz proaspăt condimentat și îl face așa mai ușor și mai luminos. Are ca și note grapefruit și mandarină în deschidere, avem în mijloc foarte multe note, lichen, ienupăr, paciuli, piper, stânjenel, garoafă, liliac, trandafir, laudanum franțuzesc, iasomie, lăcrămioare și ylang ylang. În bază avem mosc și ambră. Da, este un parfum lemnos, proaspăt, condimentat, aromatic, pământiu și voiam să mă uit cu ce s-ar asemăna el. Jean-Louis Scherrer. Da, cred că am și un parfum de genul ăsta în colecție. Da, uite, cu Eau de Soir 1, Eau de Sisley 1, care este și mai citric și mai luminos decât acesta. Acesta este undeva la mijloc, se aseamănă și cu Soir de Lune, doar că acela era mult mai elegant, mai de seară. Și mai întunecat, dar și puțin dulce, adică nu era atât de proaspăt condimentat și de aromatic. Acesta este undeva la mijloc. Nu spun că este parfumul meu preferat, nu este, dar vreau să descoper și astfel de parfumuri. Să știți că miroase foarte bine, se simt condimentele, foarte aromatic, este foarte aromat, aromatic, proaspăt condimentat, da. Simt piperul și cred că ienupărul acesta este, îi dă un iz așa ca și cum ar fi mentolat. Da, e interesant, interesant. Nu spun că este preferatul meu pentru că nu este așa. Dar vreau să-l port și vreau să văd cum se dezvoltă, vreau să-l descoper și să mă bucur și de astfel de parfumuri. Este o perioadă în care mie îmi plac parfumurile pământii pentru că, nu știu, mă duc așa cu gândul la natură, la munte, la pământ, la flori. Are un iz așa de primăvară, să zic așa, și o să vă mai povestesc despre el. Eu așa am zis că rămâne în colecția mea și cred că așa o să se întâmple. Îmi place cum miroase, ce să zic, ce să zic. Haideți să trecem mai departe la următorul parfum. Acesta este un alt Micalef intrat în colecția mea, este vorba despre Ananda. Voi știți că eu am Ananda Dolce în colecție, un parfum pe care îl ador, îl ador. Acesta este varianta, cum să zic eu, light, varianta mai ușoară a lui Ananda. Deși Ananda este un parfum atât de ușurel, este ceva mai fructat, este foarte bine în evidență piersica, este fructat. Ei bine, aici pot să zic că este o combinație de flori, flori luminoase. Este un parfum ușor, dacă pe Ananda îl văd purtat, Ananda Dolce, îl văd purtat tot anul, pe Ananda îl văd foarte potrivit primăvara și vara.
Mi se pare un fructat floral foarte frumos și diafan pentru vară, foarte potrivit este Ananda. Iar sticla este una superbă. Uitați-vă și voi ce sticlă minunată. Este superbă și toată prezentarea. Mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Mikhalev. Este cumva perlată, vedeți că se vede o nuanță de perlă roz. Sunt niște bijuterii aceste sticluțe. Și vreau să vă spun notele acestui parfum, să știți că nici pe el nu l-am purtat, cine știe ce, o singură dată l-am purtat, deci o să revin cu impresii, nu mai puteam să deschid capacul acesta. Este un capac metalic, sticluța are metalul acesta, are pietricelele acestea, deci are o prezentare superbă, pulverizatorul foarte, foarte bun. Și... da, mă duce și pe mine cu gândul la J'adore, doar că este ceva mai fructat și mai dulceag. Are ca și note pară, prune, coacăze negre și lămâie. Este un fructat foarte ușor și luminos. Ce bine miroase! Nu este para aceea dulce, coaptă și zemoasă, nu. Avem în mijloc mimoză, dar iese în evidență. Izul acesta de flori galbene, ușor pudrate, iasomie, violetă, ilang ilang și trandafir, iar în bază avem mimoză, mosc alb și vanilie. Vedeți că avem în bază o vanilie, dar nu este un parfum vanilat, este un parfum fructat, floral, diafan, luminos, ușor, nu... poți să pui chiar mâna așa pe fiecare notă în parte, este o combinație care emană un parfum ușor de vară. Ușor și proaspăt. Miroase a primăvară și a vară parfumul acesta. Ananda Dolce este mai fructat și mai dulce. Acesta este un parfum floral fructat, ușurel așa. Îl văd purtat cu rochii. Clar, îl văd purtat cu rochii, este un parfum elegant, este un parfum foarte feminin. Persistă foarte bine, am observat că rămâne acolo, dar nu proiectează foarte tare. Eu îl simt desigur, dar nu e genul acela de parfum care să, pe care ceilalți să îl simtă în jurul tău, să fie așa ca o bulă, nu. Este un parfum feminin, ușurel, elegant. Îmi place foarte mult. Foarte, foarte mult. O să revin cu impresii despre el. Nu pot să zic că îl cunosc foarte, foarte bine, dar o să îl descoperim împreună, cu siguranță. În orice caz, parfumurile de la Mikhalev sunt superbe. Mie îmi plac foarte mult. Foarte mult. Au o eleganță. Au, nu știu... sunt așa foarte finuțe, foarte elegante, foarte feminine. În general am observat chestia asta la parfumurile de la Mikhalev. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este un parfum pe care l-am primit. O surpriză foarte frumoasă pentru mine și un parfum bombiță. O bombiță de vară, aș putea să spun. Acesta este parfumul... sunt foarte încântată de el. Nu mă așteptam să se dezvolte atât de frumos. Mie îmi place foarte mult. Parfumurile de la Francesca Bianchi nu sunt parfumuri de cumpărat blind, sub nicio formă. Pot să spun asta despre foarte puține case, dintre cele testate de mine, desigur. Ei, aici am testat mai multe parfumuri de la Francesca Bianchi și despre niciunul nu aș putea să vă spun că este ok de cumpărat blind. Eu am testat mai multe parfumuri, îmi place, de fapt mi-a plăcut foarte mult Sticky Fingers, chiar mi se pare un parfum frumos. Mai era unul pudrat, nu le știu exact denumirile pentru că nu am nimic în fața acum ca să-mi amintesc. Imediat caut și vă zic mai multe despre Francesca Bianchi.
Haideți că am găsit să vă spun câteva cuvinte despre parfumuri pe care le-am testat eu de la Francesca Bianchi. Angel's Dust este un parfum pudrat. Dacă vă plac parfumurile pudrate, testați-l, dar nu îl cumpărați nici pe El Blind. Ce am mai testat eu? Da, Sex and the Sea era preferatul meu dintre toate. Mi-a plăcut foarte mult asta pentru că atunci când am fost în delirium, am avut ocazia să-l pun pe piele, să-l am doar pe el, l-am avut și pe un blotter. Pe blotter, în general pe blotere, parfumurile se dezvoltă mai greu decât pe piele. Și atunci trebuie să aștepți ceva după ce testezi în magazin un parfum. Sex and the Sea a fost preferatul meu dintre toate cele pe care le-am testat. Fata din delirium mi-a zis că acesta, Sex and the Sea Neroli, este cel mai cumpărat parfum de la Francesca Bianchi, sau era atunci, în perioada aceea. Sticky Fingers mi-a plăcut foarte mult, deși nu este un parfum ușor. Ce am mai testat eu? The Lover's Tale mi s-a părut un parfum, nu știu dacă ăsta e cu fructe, nu e ăsta. Imediat. Under My Skin, sinceră să fiu, nu mai țin minte. Dacă mă uit la note, nu le mai recunosc, pentru că nu prea poți să te iei după note când ca să cumperi un parfum după note de la Francesca Bianchi, în niciun caz, trebuie neapărat să le miroși. Așa, și ziceam eu că Sex and the Sea a fost preferatul meu dintre toate. Fata de acolo mi-a zis să testez neapărat Neroli, mi-a dat un blotter, a mirosit doar Neroli. Deci asta am plecat cu o etichetare greșită a parfumului, nu am așteptat să se dezvolte parfumul, pentru că, ce să vedeți, am descoperit acum, după ce am testat parfumul acesta, în primul rând că este o bombiță, persistă și proiectează, este atât de puternic, este cu adevărat extract de parfum, are 30 de mililitri și este un parfum ambrat, dulce, pudrat, animalic, acorduri de cocos, vanilie, mosc, florale, lemnos. Are în deschidere Neroli, dar se dezvoltă tot așa în genul lui Sex and the Sea, deci seamănă cu parfumul acela din ce am reținut eu. Și mie mi s-a părut că miroase într-un fel la ananas. O interpretare așa, că nu este un parfum în care să pui mâna pe notă și să zici miroase așa. Nu, în niciun caz. Ce simt foarte clar este Neroli, apoi este o combinație. Nu pot să zic că... E interesant. Este interesant. Chiar este un parfum complex, diferit, nișă. Chiar pot să spun despre asta că nu este un parfum comun. Uitați-vă ce pulverizator are. Doamne, cât de frumos miroase. Deci eu în magazin am simțit doar un iz de Neroli. Atât. Acum se îndulcește, dar se îndulcește. Este mieros. Este cumva fructat, are și cocos, are mimoză, imortelă, stânjenel, rășină, labdanum, lemn de santal, trandafir, o grămadă de note, dar nu pot să zic că dacă mă uit pe aceste note îmi dau seama cum ar mirosi parfumul. Nu credeam niciodată, mai ales că eu din start când am văzut Sex and the Sea Neroli, nu m-a tentat parfumul în primul rând, dar este... Cred că este cel mai frumos. Avea dreptate fata aceea că și ea spunea că este preferatul ei Sex and the Sea Neroli. A avut mare dreptate. Acesta este preferatul meu. Deci e... Și mi-a plăcut foarte mult și cel simplu. Dar mi se pare că acesta este și mai puternic. Umple camera. Deci umple camera. Mi se pare mai puternic. Mai dulce chiar. Da. Trebuie să testați parfumul acesta pentru că este altceva. Este altceva, mai ales când ai foarte multe parfumuri în colecție și vrei altceva în colecția ta. Deci, îmi place foarte mult în această perioadă Kirche și consider că acela este un parfum care
mă obsedează în perioada asta, cred că este foarte potrivit și vara, cred că acesta o să fie de fapt obsesia verii. Nu pot să spun că miroase a ceva anume, este o combinație interesantă, este un miros pudrat, parcă are un miros de ananas, dar nu este fix mirosul de ananas. Dar să știți că soțul meu când a mirosit pe mâna mea parfumul acesta a zis că miroase ananas, adică și mie mi s-a părut la fel. Foarte frumos parfumul, o să mai povestim despre el, o să-l port, îmi place foarte mult, sunt foarte încântată de parfumul acesta și uitați-vă ce culoare are, este foarte intens, deci toată camera miroase așa. Testați parfumurile de la Francesca Bianchi și mai ales Sex and the City Neroli, dar și pe cel normal. Testați și altele, bineînțeles, eu am mai descoperit de la Francesca Bianchi un parfum care era fructat. Dar cred că acela este The Lover's Tale. Cred că acela era. Am simțit niște fructe în el și l-am simțit tot așa mai proaspăt. Da, cam atât pentru astăzi. Cu siguranță o să revin cu impresii despre aceste parfumuri. Spuneți-mi și voi ce ați testat în ultima perioadă, ce v-ați mai cumpărat, ce parfumuri vreți să vă cumpărați pentru vară, pentru vacanță. Nu știu, dați-mi așa niște idei de parfumuri care vă duc cu gândul la vacanță, la vacanța de vară, la vacanța la mare, pentru că mi-e dor așa de o vacanță de vară și chiar sunt curioasă ce parfumuri vă pregătiți voi pentru perioada caldă. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou. Îi mulțumesc tare, tare mult persoanei care mi-a dat acest parfum pentru că mi-a făcut o mare, mare bucurie. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa! Să aveți o zi minunată!